În Cartagina, cetatea Africii, a fost un bărbat cu numele Taxiot, iar curându-ia la ostaș. Acelea în mari păcate își petrecea viața sa, dar fiind în Cartagina multe întâmplări de morți, a venit în frică și în simțire Taxiot și s-a pocăit de faptele sale. Apoi, ieșind din cetate cu femeia sa, a șezut la un sat în liniște. Iar după câteva vreme, din lucrarea diavolească, a căzut în desfrânare cu femeia plugarului său, care era cu dânsul în sat. Și trecând nu multe zile după păcatul acela, l-a mușcat un șarpe și a murit. Și era o mănăstire, ca de o stadie de departe de satul acela, și alergând acolo femeia lui Taxiot, a rugat pe monahi ca să ia trupul mortului și să-l îngroape la biserică. Deci l-au îngropat într-o al treilea ceas din zi, iar când a fost ceasul al nouălea, s-a auzit din mormânt strigare, zicând: "Miluiți-mă! Miluiți-mă!" Apropiindu-se de mormânt și glasul celui îngropat auzindu-l, de grabă l-au dezgropat și, aflând pe mortul acela viu, s-au îngrozit de spaimă. Și l-au întrebat pe acela, vrând să știe ce i s-a întâmplat lui și cum a înviat. Iar acela, neputând să le spună, de multă plângere și tânguire, îi ruga pe dânsii ca să-l ducă la robul lui Dumnezeu, episcopul Tarasie. Și-l duseră la acela, iar episcopul 3 zile îl sili să-i spună ce a văzut acolo și abia a patra zi a putut grăi. Deci cu multe lacrimi a spus acesta: "Eu, pe când muream, am văzut niște arabi stând înaintea mea, a căror vedere era foarte înfricoșată, și văzându-i pe aceea, sufletul meu se tulbura. Apoi am văzut 2 tineri foarte luminoși și a mers sufletul meu în mâinile lor și îndată zburând de la pământ, ca și cum ne suiam în văzduh spre înălțime, am aflat vămile cele ce străjuiesc suirile și opresc pe tot sufletul omenesc. Și la fiecare vamă, pentru deosebit păcat întreabă, una pentru minciună, alta pentru zavistie, iar alta pentru mândrie. Și fiecare păcat are pe ai săi întrebători în văzduh. Și am văzut într-un sicriaș ce se ținea de îngeri toate lucrurile mele cele bune și, luând din acelea îngerii, le cumpăneau cu lucrurile mele cele rele și astfel am trecut vămile. Iar când ne-am apropiat de porțile cerești, am sosit la vama desfrânaților și m-au oprit acolo străjerii și-mi scoteau toate trupeștile mele lucruri, cele de desfrânare, pe care le-am făcut din copilăria mea și până acum. Și mi-au zis îngerii, cei care mă duceau: pe toate păcatele cele trupești, ce în cetate le-ai făcut, ți le-a iertat Dumnezeu, de vreme ce te-ai pocăit de acelea. Și mi-au zis potrivnicii mei: tu, după ieșirea din cetate, la satul acela, ai păcătuit cu femeia plugarului tău. Și auzind aceasta, îngerii n-au aflat niciun lucru bun ca să mă răscumpere din păcatul acela și, lăsându-mă pe mine, s-au dus. Deci, apucându-mă viclenele duhuri și vătămându-mă, m-au pogorât jos și, desfăcându-se pământul, m-am pogorât fiind purtat prin niște intrări înguste și prin oarecare crăpături strâmte și necurate, până la cele mai dedesubt temnițe ale iadului, unde sufletele păcătoșilor sunt încuiate în întunericul cel veșnic și unde nu este viață oamenilor, ci muncă veșnică și plâns nemângâiat și nespusă scrâșnire a dinților. Acolo totdeauna se strigă cu glas mare zicând: amar nouă, amar! Și nu este cu putință a spune primejdiile celor ce sunt acolo, nici nu se pot povesti muncile și durerile acelora pe care acolo i-am văzut. Aceea cem din inimă și nimeni nu se milostivește spre dânsii. Plâng și nu este cine să-i mângâie. Se roagă și nu este cine să-i asculte sau să-i izbăvească.
și eu am fost închis cu dânsii în locurile acelea întunecoase și în strâmtoare m-au pus, plângând și tânguindu-mă cu amar, fiind ținut de la al treilea ceas până la al nouălea. După aceea, am văzut puțină strălucire și doi îngeri care veniseră acolo și am început a-i ruga cu din adinsul să mă scoată din primejdia aceea ca să mă pocăiesc lui Dumnezeu. Și mi-au zis îngerii: fără vreme te rogi, pentru că nimeni de aici nu iese până când va fi învierea tuturor. Iar eu, cerând și rugându-mă și făgăduind a mă pocăi, a grăit un înger către celălalt: făgăduiești pentru el că se va pocăi, precum spune el, din toată inima? Și a zis celălalt: mă făgăduiesc. Și am văzut că acela i-a dat mâna. Apoi, apucându-mă, m-a scos de acolo pe pământ și m-a adus la trupul meu și mi-a zis: intră de unde te-ai despărțit. Eu am văzut sufletească mea fire ca un mărgăritar strălucind, iar trupul cel mort era ca niște tină neagră și mă îngrețoșam să intru în el. Și mi-au zis îngerii: nu se poate să te pocăiești decât numai cu trupul cu care ai greșit. Iar eu mă rugam ca doar să nu intru în trup, dar îngerii mi-au zis iarăși: intră, iar de nu, apoi iarăși te vom duce acolo de unde te-am luat. Atunci am intrat și am înviat și am început a striga: miluiți-mă! Auzind acestea, i-a zis sfințitul Tarasie: gustă bucate, fiule! Dar omul nu voia să guste. A plecat și, umblând din biserică în biserică, cădea cu fața în jos, mărturisind lui Dumnezeu cu lacrimi și cu suspinuri păcatele sale și zicea către toți: vai celor ce greșesc, căci munca cea veșnică îi așteaptă! Vai celor ce nu se pocăiesc până ce au vreme! Vai celor ce-și spurcă trupul lor! Și așa a petrecut Taxiot după învierea sa 40 de zile și, curățindu-se prin pocăință, și-a cunoscut ceasul sfârșitului său mai înainte cu 3 zile și s-a dus către Dumnezeul cel prea milostiv și iubitor de oameni, care pogoară în iad și ridică și tuturor le dăruiește mântuire. Este drept a mulțumi lui Dumnezeu întotdeauna cu vrednicie, nu numai pentru întâmplările cele bune, ci și pentru cele rele, căci aceasta nu numai că înmulțește darul dreptului, precum i s-a făcut lui Iov, ci și pe cel mai păcătos om îl preface în sfânt desăvârșit. Povestesc sfinții părinți că era în mănăstirea Pecerska un monah cu numele Areta, care avea ascunsă multă bogăție în chilia sa. Și atât de mult era cuprins de zgârcenie, încât niciodată nu dădea milostenie săracilor, dar nici pentru el nu cheltuia nimic. Într-o noapte, venind tâlharii, i-au furat toată averea lui. Atunci el, de necaz și întristare, puțin a lipsit de nu și-a pierdut singur viața și a început a asupri pe cei nevinovați și pe mulți a chinuit fără dreptate. Iar frații toți îl rugau să înceteze cu toate acestea și îl mângâiau zicându-i: frate, îndreaptă-ți spre Dumnezeu grija ta și El te va hrăni. Însă el nu asculta nici de cum, ci cu cuvinte aspre îi ocăra pe toți. După câteva zile, s-a îmbolnăvit de o boală cumplită și era aproape de moarte, dar nici atunci nu înceta cârtirea și hula. Dar iubitorul de oameni, Domnul, a arătat mila sa spre dânsul, căci zăcând în boala aceea ca mort, nemai putând vorbi, deodată în auzul tuturor a început a striga cu glas mare: Doamne, miluiește-mă! Doamne, iartă-mă! Doamne, greșit am, căci a ta este bogăția, nu plâng eu pentru aceasta!
și după aceasta s-a sculat îndată din boală și a spus fraților că pricina strigării sale a fost această arătare. Am văzut, zicea el, venind la mine îngerii și mulțimea diavolilor și au început a mă cerceta pentru bogăția mea cea câștigată necinstit. Și diavolii ziceau, nu a lăudat pe Domnul pentru aceasta, ci a hulit, și de aceea este al nostru și nouă ne va fi dat. Iar îngerii ziceau către mine, o, ticălosule om, de ai fi mulțumit lui Dumnezeu pentru averea ta cea răpită, ți s-ar fi socotit aceasta ca o milostenie, precum s-a socotit lui Iov. Căci de ar face cineva milostenie, mare este înaintea lui Dumnezeu. Dar averea jefuită aduce cu sine ispita diavolească, dacă omul nu poate răbda această pagubă. Căci vrând diavolul să arunce pe om în hulă, îi face lui aceasta. Iar mulțumitorul, de ar fi jefuit, dacă pe toate lui Dumnezeu le socotește, pentru aceasta este întocmai cu milostenia. Acestea zicându-le îngerii către mine, eu am strigat. Doamne, iartă-mă! Greșit am, Doamne! A ta este avuția, nu plâng pentru aceasta. Și atunci, îndată au dispărut diavolii, iar îngerii s-au bucurat și, socotindu-mi argintul cel furat în loc de milostenie, s-au dus. Acestea, auzindu-le frații, au preamărit pe Dumnezeu, iar fericitul Areta, fiind povățuit de Dumnezeu, de atunci cu totul s-a schimbat spre bine, cu mintea și cu obiceiul, încât toți se mirau și grăiau despre dânsul cu cuvintele apostolului. Unde s-a înmulțit păcatul, acolo a prisosit darul. Căci pe acela pe care mai înainte nimeni nu putea să-l întoarcă de la hulă, acesta acum niciodată nu se mai abate la rău, lăudând, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu în toate zilele cu cuvintele lui Iov. Domnul a dat, Domnul a luat. Precum a voit Domnul, așa a făcut. Fie numele Domnului binecuvântat!